Bună ziua! Nu am un discurs pregătit, am câteva lucruri să vă spun privindu-vă în ochi și cu toată sinceritatea. Cred că ați uitat, și mă refer aici mai ales la foștii mei colegi, că politica este despre onoare și despre cuvânt. Când îi spui omului că PSD este ciuma roșie, este cel care a distrus România și ai sperat ca omul și unii ți-au dat votul pentru acest lucru, ceea ce faci acum este minciună, i-am mințit, iar eu nu sunt parte din această minciună. La fel a făcut și PSD. A înjurat PNL, a vorbit urât despre PNL, a spus că a vândut țara și tot ce vă puteți imagina. Ați mințit electoratul atunci când le-ați cerut votul. Este o trădare a încrederii oamenilor în noi, în liberali, în PSD, pentru electoratul lor. Să știți că nu suntem toți la fel. Nu este totul despre bani și despre aruncat cu banii publici în stânga și în dreapta sub standardul ăsta de investiții. Acei bani nu sunt ai PSD-ului și nici ai PNL-ului, sunt banii oamenilor care muncesc în această țară. Iar electoratul liberal știe cel mai bine că dincolo de aruncat cu banii în stânga și în dreapta, contează cuvântul. Contează ceea ce îi spui omului când te uiți în ochii lui și îi cer votul și încrederea pentru a putea face ceva în această țară. Ați mințit, stimați colegi de la Partidul Național Liberal, i-ați mințit pe români și acest lucru ne va costa pentru că și-au pierdut încrederea în guvernarea de dreapta și aceasta este exact ceea ce ați făcut dumneavoastră trădându-i pe români. Acum, mă uitam la Florin Roman cum îl aplauda pe domnul președinte Ciolacu. Cu această imagine o să-mi rămână multă vreme. Mă uitam la colegii mei liberali cărora le spuneam, vă place când domnul Ciolacu la fiecare frază vorbește despre PSD, nu despre guvern. PSD face, are grijă de antreprenori, are grijă de români, PSD este alături de dumneavoastră, liberalii de la PNL aplaudau, nu suntem toți la fel, stimați români, chiar nu suntem toți la fel. Există ceva ce banii publici nu vor putea cumpăra niciodată. Coloană vertebrală, onoare și respectul pentru cuvântul dat. În final, sunt om care a stat în piață, pe frig, împotriva domnului Grindeanu pe care PNL l-a acceptat în guvern. Lucian Bodea aplauda când PSD-ul ținea discurs. Florin Roman, care este lângă Gabriela Firea, cea care îi spunea președintelui Iohannis că nu are o familie normală pentru că nu are copii. Primește acum portofoliu, ce credeți, culmea ironiei, Ministerul Familiei. Incredibil, sunt om care a stat în piață, în frig, alături de bucureșteni și de români. Am fost la meetingul diasporei, meetingul unor oameni care au protestat împotriva acestui stil pesedist de a minți și de a face promisiuni și pe delături, umplându-și buzunarele. Asta face Partidul Național Liberal și colegii mei stăteau cu ochii în jos și se făceau că își verifică telefoanele. Nu se poate, este urât ce se întâmplă în acest moment și n-aveți nicio scuză, nu suntem toți la fel. Rog pe toți liberalii care au coloană vertebrală să se uite bine la ceea ce fac colegii care stau și aplaudă PSD-ul și sunt de acord cu ce discurs ține PSD în fața oamenilor. Nu suntem toți la fel, îi rog pe români să aibă încredere. A mai rămas o brumă de oameni cu coloană vertebrală în politică și vom lupta pentru acest lucru. Vă mulțumesc!